La mulți ani, succese și prosperitate. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, alături de partidul nostru, un partid hărțuit, lovit din toate părțile și pe toate posturile și trădat, cum zice domnul doctor, dar un partid care se hrănește cu speranța dumneavoastră și atâta timp cât există speranță, nimeni nu poate să ne distrugă. De asemenea, salut și eu prezența domnilor de la București, viitor parlamentari, doamna președintă Simona Man, singura femeie președintă de partid la nivel național, și domnul Radu Orzață, vicepreședinte la nivel național și coordonator zonal al unei zone din care face parte și Dâmbovița. Și aș vrea să ne spună și dumnealor câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună seara! Bine v-am găsit! În primul rând, astăzi sunt aici nu să vă transmit un mesaj politic, ci să petrec alături de dumneavoastră această zi minunată și această seară minunată pe care cred că cu toții o oferim tuturor femeilor, mamelor, fiicelor, bunicelor noastre. Eu vă doresc cu acest prilej la mulți ani tuturor doamnelor de aici și cred că pot să vorbesc și numele domnilor prezenți astăzi aici. Așadar, doamnelor, la mulți ani! Mă bucur că încă o dată sunt aici alături de dumneavoastră și voi fi ori de câte ori va fi nevoie. Sigur, nu atunci doar când avem nevoie de dumneavoastră. Eu vreau să simțiți că în fiecare zi am nevoie atât de doamne cât și de domnii din organizațiile județene, de cei care fac parte din această structură de partid. Eu cred că noi ne-am strâns în această structură, într-o mișcare de suflete și vreau să rămânem suflet lângă suflet. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc, doamnelor, la mulți ani! Bună seara, la mulți ani, doamnelor! Vă salut pe toate, vă iubesc pe toate, sunteți persoanele care ne dau putere să mergem mai departe, și în partid, și acasă, și în mediul privat. Mă bucur că am reușit să vă fac o surpriză astă seară, să o aduc pe doamna Simona Man aici. S-a bucurat foarte mult. Programul dânsei știți bine că e foarte încărcat. Și aș vrea, recunoscând atâția prieteni printre dumneavoastră, să petrecem împreună, să ne întâlnim cât mai des și cu ocazii din astea festive cât mai numeroși. Mulțumesc! La mulți ani! Da, și după cum știți, ajungem iară la politic. S-a definitivat lista candidaților pentru eroi parlamentare, iar organizația județeană Dâmbovița este mândră, zic eu, că avem un candidat pe lista PPDD, în persoana domnului profesor Voicu Constantin, care, după cum îl cunosc eu, cred că are și o poezie pentru noi în seara asta. O să dau cuvântul domnului Voicu. Cu siguranță și poezie.